Trei continente, 12 țări, 18.000 de kilometri, așa arată turul Australia-România, parcurs de un maramureșan, înarmat cu o doză mare de nebunie, dar și cu multe plinuri de combustibil. Jolt a înconjurat, practic, aproape jumătate de glob. Două săptămâni a durat călătoria, dar, spune pilotul, zborul de la Sydney până în Ghindari a fost cea mai frumoasă experiență trăită în cei 12 ani de când face asta. Două opriri în Australia, după care Indonezia, Malaezia, Thailanda, Bangladesh, India, Pakistan, Orientul Mijlociu și Grecia și acasă. Nu e o lecție de geografie, ci un traseu pe care un maramureșan l-a parcurs deja. Au fost două săptămâni, 14 aterizări, 12 țări și aproape 18.000 de kilometri, mai exact 17.987 de kilometri. În drumul din Australia și până în Ghindar, județul Mureș, Jolt a zburat pe numai puțin de 3 continente. Kilometrii a făcut singur într-un avion mic de 3 persoane. Am zburat 6 ore pe zi, asta era programat, care câteodată cu vânt de față, cu vreme mai urâtă, era 7 ore, 7 ore jumătate chiar, câteodată cu vânt de spate era 5 ore, dar numai puțin de 5. Ne-am oprit în aeroporturi, am dormit în afara aeroportului, în oraș, în hoteluri, câte țări, atâtea hoteluri, atâtea stiluri, atâtea oameni. Foarte frumos era. Ideea călătoriei a venit în momentul în care un prieten l-a anunțat că are un avion pe care vrea să-l aducă din Australia în România. M-am oferit că o să aduc acasă. În prima fază am proiectat că împreună o să venim, dar după aia, din cauza greutății, nu prea s-a putut și din cauza oxigenului. Iar zborul s-a transformat în aventura vieții lui. A fost o experiență foarte plăcută. Aș face încă o dată, dacă aș avea ocazia, sper să am, nu se știe niciodată, dar chiar dacă nu o să am, a fost o experiență unică și de neuitat. E o pasiune, deci nu pentru bani, nu pentru afacere fac, din pasiune fac asta. O pasiune pe care o are din copilărie și din care a făcut acum o carieră. De mai bine de 12 ani, Jolt pilotează avioane. Acum este instructor de zbor. Face zbor de agrement pentru turiști și pleacă ori de câte ori are ocazia cu tot cu familie în vacanțe neplanificate. Un stil de viață care îi place la nebunie.